Astăzi vom încerca toată mâncarea de la benzinărie. Probabil ați mai văzut clipul ăsta și sunteți sătul de clipul ăsta să-l vedeți pe YouTube, dar n-ați văzut versiunea mea de clip. Așa că, enjoy! Și dacă mai vreți clipuri de genul, abonați-vă canalului și apăsați butonul de like neapărat. Și follow pe Insta. Și acum o să înceapă un challenge. La care benzinărie găsim cea mai bună mâncare? Avem pe listă 4 benzinării și o să merg, o să testez mâncarea și o să vă zic dacă e bună sau nu. Hai să trecem la prima benzinărie, OMV. Ia uite-l, frate, cât de mare e ce ne-am luat noi de la OMV. Am dat 21 de lei pe sandwich-ul ăsta. E un sandwich mare și am înțeles că e cel mai bun sandwich pe care l-au ei. Adică majoritatea oamenilor îl cumpără. L-am mâncat și eu în trecut, recunosc. Și foarte important, în acest clip se află un easter egg. Uitați-vă până la final fără să dați skip la o parte, pentru că dacă nu, o să-l pierdeți și nu o să știți niciodată ce e acolo. Veneam la OMV și mâncam cu pain. Ne, nu stăteam să ne facem noi mâncare acasă. Veneam la OMV și ne luam sandwich de ăsta. Vai de capul meu cât de mare. Se cheamă Schnitzel Pita sau Maxi Schnitzel Pita, e gen versiunea mare. Hai să iau și o pasta, pentru că până la urmă e prima masa zilei. Nu e aia cea mai sănătoasă din punct de vedere nutrițional, dar nu vă interesează pe voi asta. Probabil voi mâncați când e clipul ăsta, așa că poftă bună, hai să iau și o prima gură. Pot să înțeleg de ce le iau majoritatea oamenilor, pentru că, bă, e bun. Carbohidrați vere, dacă îl mănânci pe ăsta nu-ți e foame toată ziua. Cine e la așa, nu știu ce are, are o felie de brânză, ceva sos, roșii, ardei și salată. Și șnițelul, bineînțeles, bă, e bun rău de tot. Și e imens. Eu în general, sincer, am problema asta, că gen vere, toți burgerii pe care îi mănânc mi se par mici. De asta sunt și un om mare. Ăsta, nu știu dacă m-am plâns suficient de mult de el. Bă, dar e mare. Noroc că e bun. Dar e mare. Hai totuși să nu-l mâncăm pe tot, pentru că mai avem alte multe benzinării pe care o să le testăm. Și dacă îl mănânc pe ăsta, 100% nu o să mai pot să mănânc de la altele. Așa că hai să plecăm la următoarea benzinărie. Tot m-ați prins că păcăleam sandwich-ul ăla, o să încerc să vă păcălesc pe voi să vă abonați canalului meu. Nu, acum serios vorbind, vreau să-mi depășesc cât mai mulți prieteni la subscriberi, așa că vă ajuta enorm de mult dacă te-ai abonat canalului și dacă ai apăsat butonul de like la acest clip. Iar acum hai să mergem la cea de-a doua benzinărie, Lukoil. Nu mi-a murit motorul, tot acum am făcut asta. Am ajuns la Lukoil. Da. Salut, băieți. Și acum avem favoritele mele de la Lukoil. Ei bine, este vorba de un covridoc și un baton cu Susan. Ați auzit mai devreme cum le-am cerut. Mi se pare foarte dubioasă chestia asta. Când am ajuns cu mașina aici, mi-am făcut trepiedul, mă rog, și așa, și v-am pus pe voi. Să mă vedeți. Am filmat și după aia urlă un nene la mine: "Bă, dai jos că ți-ai amendă." De ce? Ești un business, da? Și vin și filmez în fața businessului tău. Ce e rău în asta? E gratis. Poate te văd, nu știu câte view o să aibă clipul ăsta. 10, 15, 200 de mii de oameni. Că am venit și că am mâncat la Lukoil și că mi-a plăcut mâncarea. No cap, chestiile astea chiar sunt chestiile astea chiar sunt cele două favorite ale mele de la Lukoil. Adică când am ceva de dimineață de făcut, trec și mănânc cea dacă n-am apucat să mănânc acasă. Hai să vedem ce gustare covridogul. Ba, am avut noroc de data asta. Că am mai fost o dată. Uite, hai că nu toată situația e roz. Am fost o dată și mi-am luat un de ăsta și crem, nu știu, dinăuntru sau ce e ăsta, cârnăciorul ăsta era sub de energie, vere, era mai uscat ca deșertul. Bună comparație. Da. Bă, dar ăsta intră ca pumnul în ochi. Mă rog, nu fac nicio din asta la violență. A fost o glumă. Am găsit-o pe net. Și ceva ce nu mă știați despre mine, eu pot să mănânc ăsta în 2 secunde. Vreți să vedeți? Fără speed, fără nimic. What the fuck? Mă, vere! E trenul din GTA 5 la mine aici. Dar hei, am terminat covridogul. Și aici avem batonul cu Susan. Bă, ăsta, bun rău de tot. Și covridogul. Nu știu, dacă aveți vreo benzinărie prin apropiere sau ceva, mergeți și încercați-le. Mie îmi plac rău de tot. Bă, de ce n-am luat bonul? Mă rog, am dat 12 lei pe ele. Hotdog-ul era 5 și ăsta cred că e 7 sau ăla era 4 și ăsta e 8. Una din două. Mamă, acum l-a scos dragonul pe gură, vrei să te mint? Mamă, ce m-am ars. Da, e bun rău. Nu o să-l mănânc pe tot. Nu că nu-mi place, dar mai avem câteva benzinării. Bă, eu am zis că mă duc la Lukoil, dar n-am luat asta în calcul. Edit, ai coloana. Mai rău. Am prins coloana și l-a dus. Coloana ca coloana, Robi, dar știu că am făcut o cacofonie, iertați-mă. Dar ce urmează să se întâmple în următoarea benzinărie e fascinant. Mie mi se pare tare că avem așa ceva în România și spuneți-mi voi dacă am încălcat regulile challenge-ului sau nu. Deci pe drum, păzea că vin. Hei, salut! Ce faceți după o oră de stat în trafic, de ascultat piese triste și accidente și tot felul, băi, e incredibil ce se întâmplă în București? Am ajuns la Petrom. La Petrom avem Subway. Hai să vedem ce putem lua de acolo să mâncăm. Salut! Poți să-mi dai, te rog, un sandwich cu negru, barbecue și brânză? Mersi că o să răpunzi. N-am avut în viața mea mai multă anxietate decât am avut acum. Veneam, era un giratoriu acolo, era un SQP proptit într-un Duster, nu știu cum s-a întâmplat, mă rog. Bă, mi se pare foarte tare că benzi...
ce am făcut pe pantaloni. Mi se pare foarte tare că o benzinărie îți oferă posibilitatea de a mânca un sandwich mai ok și nu făcut acum de dimineață și tu vii seara și îl mănânci. Ăsta mi l-a făcut băiatul pe loc, frumos, de pofticioși. Luăm sandwich mic, băieți, că mai avem încă o benzinărie. Și pentru ăștia care v-ați uitat la tot clipul în întregime, fără skipuri, vă iubesc. Vreți să vă zic cuvântul secret? Cuvântul secret este MOV. Și vreau să știu cine a ajuns până la partea asta, așa că lăsați în comentarii MOV. O să vedeți că o să facă legătură cu vlogurile ce vor urma. Poftă bună. Asta chiar e un sandwich bun. E Subway, frate. N-ai cum să dai greș cu Subway. Și aici ține foarte mult de gusturi. Eu mi l-am luat pe ăsta că gen voiam să-mi iau un sandwich mic și l-am văzut pe ăsta pe meniu și am zis ok, ar trebui să funcționeze. Nu e neapărat favoritul meu. Eu când mergeam la Subway îmi făceam sandwich cu pui, cu mozzarella, cu toate astea. Stai cu ce, mă? Bacon, barbecue și ceva. Cașcaval. Gen mi-am pus roșii, ceapă și un sos de barbecue. Clasic. Bă, dar e bun. Și pâinea mi-am ales-o cu brânză și oregano, cred. Uhum. Nu e demențial, vere. Am galat două benzinării până acum. Am fost full, frate, full. Dar ăsta, vere, nu-l simt, gen, e foarte bun. Deși nu mai intră, mai intră cumva. O, doamne, cât o să am de tras la sală după vlogul ăsta. A, e. Cred că m-am răzgândit, bă, e foarte bun. Cred că e unul din preferatele mele. Și a fost 12,50 lei. Bă, Petrom, cam a luat avantaj, vreți să vă mint bine asta? Pentru că are franciza Subway. Că așa un sandwich de la Petrom e un sandwich de la în țiplă. Nici măcar nu e sandwich cum îl fac ei. Nu cred că au sandwicherie din moment ce au Subway. Așa că îl punctăm ca Subway și e un sandwich foarte bun. Recomand. Hai să trecem la ultima, dar nu cea din urmă. Niciodată n-am înțeles, vere, vorba asta. Că e ultima, dar nu cea din urmă. E ultima, punct. Hai să trecem la ultima benzinărie. Eu până atunci o să mă bucur de sandwichul ăsta. Spre surprinderea mea, sandwichul de la Petrom a intrat destul de bine. Mă rog, bine, poate Subway, dar nu contează. Hai să vedem dacă sandwichul de la ultima benzinărie o să fie mai bun decât ăsta. Carbogaz. Mă gândesc că nu mai am neapărat timp să pun trepiedul și așa mai departe, că văd că e destul de aglomerat aici la benzinărie. Am ajuns la Carbogaz. Și o să mă duc, o să iau un sandwich, nu știu dacă îl mănânc aici în mașină, că azi e aglomerat și mie că mă vede lumea că filmez și mă dă afară și mă pune să șterg filmările. Și n-aș vrea să șterg filmările, că vreau să vă postez vlogul. Că oricum n-am mai postat un vlog de mult, dar nu asta e important. Hai să mergem să luăm sandwichul. Sau ce-au ei aici de mâncare? Ziceți, iau. Asta? Să mă dați-vă rugăm sandwich cu salam de Sibiu. Opa, așa să vă pun și eu pe voi aici, băieți. Dar nu prea vreți să stați, nu? Nu știu că ce-i sandwichul ăsta, e cu salam de Sibiu, văd ceva cașcaval aici, dar este prima benzinărie care nu m-a întrebat dacă vreau sandwichul cald. Avem o ciabata cu salam de Sibiu, ceva cașcaval cheddar, un castravete și un ardei. E ok, să zicem că arată promițător. Mai erau acolo mai multe sandwichuri, le-ați văzut? M-am prefăcut că vorbeam cu cineva la telefon, că mi-era rușine. Oh. E incredibil traficul ăsta din București, băi, s-a făcut noapte până am ajuns aici. Cât despre sandwich, băi, e foarte multă pâine și foarte puțină umplutură, adică nu știu dacă vedeți, dar e o linie de salam și o linie de cașcaval, atât. Cred că ar merge mult mai bine fără partea asta de sus. Aia, așa l-am primit, așa-l mâncăm. Chiar e multă pâine, mesteci de îți vine rău. Da, cred că ne-am prins cu toți. Cea mai bună benzinărie la care să mergi când ești așa la drum și dacă ai noroc să aibă și franciza sa, băi, este Petrom. Dar să zicem că nu găsești asta. Pe locul 2, dar teoretic 1, OMV, Lukoil și ultima este Carbogaz. Cam ăsta e topul meu, cam astea au fost preferințele mele. Gata, îl punem deoparte, vede că azi am mâncat mult rău de tot. O să urmeze probabil niște TikTok-uri, niște story-uri de la sală. Așa că dați-mi și un follow pe Instagram, dați-mi un follow pe TikTok și eu v-am lăsat, pa. Vamos.